La nivelul județului Gorj vorbim de peste 150 de cazuri de copii cu autism. O mare parte dintre ei beneficiază de sprijin prin Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Târgu Jiu și Complexul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Târgu Jiu din subordinea DGASPC Gorj. Pe 2 aprilie, o acțiune de marcare a Zilei Internaționale a Conștientizării Autismului va avea loc în centrul municipiului Târgu Jiu. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj marchează pe data de 2 aprilie 2019 Ziua Internațională a Conștientizării Autismului printr-o serie de activități care se vor desfășura în centrul municipiului Târgu Jiu, zona Amfiteatru. Este vorba despre ateliere de pictură, de modelaj, dar și activități sportive, basket, tenis de masă, jocuri cu mingea, popice, concurs de triciclete, desene pe asfalt, precum și construirea unui puzzle uriaș. Pe parcursul evenimentului se vor împărți pliante și se vor purta discuții privind autismul. La eveniment va participa și Jolin, un cățel jucăuș care ajută micuții cu probleme. Câinele de terapie asistată cu animale este din rasa Labrador Retriever, absolvent al cursului de dresaj special organizat de asociația Angel Dog Satu Mare. Prezent la acțiune va fi și cățelul Jolen. Este un câine de terapie asistată cu animale de la Complexul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Târgu Jiu. La nivelul județului Gorj, în statisticile DGASPC se regăsesc 158 de copii diagnosticați cu autism. Începând cu ora 13, manifestările dedicate Zilei Internaționale a Conștientizării Autismului se vor muta la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, unde va avea loc un spectacol artistic și o expoziție amenajată cu lucrările copiilor cu probleme de autism.